Ziua de 8 martie este ziua feminității, a frumuseții și a dragostei. Femeia, ființă sensibilă, cea care dă viață și poate de aceea, în momentele grele, dovedește mai mult decât bărbatul, iar în zilele de zi cu zi nu are voie să obosească. Baba mea este dansul ce ne invită la o revelație frumoasă. (Fie)